ajuns în ajunul târgului apicol de la Râmnicu Sărat. Azi e vineri după amiaza. Deja firmele încep să se instaleze. Firmele știute care vin la târguri în general. Deja unii văd că au și terminat de instalat, alții mai au de lucrat până de seară. Suntem bucuroși de vreme, că după acel cod roșu, în sfârșit a dat soarele și la noi, este soare intens, încă mai bate puțin vântul. Dar în această seară se anunță că se oprește și vântul, astfel încât mâine vom avea o vreme perfectă, perfectă pentru un târg apicol, fără precipitații cu soare. Bine, și temperatura cade luna februarie, este normal. Deja, hai Ștefane, vedem că a venit magazinul apicultorului. A venit farmafede și uitați, se descarcă superproteica, probabil, da? Superproteica, așa că cine vrea mâine dimineață, la prima oră este așteptat să ia turte, să nu se întâmple ca la Craiova, când s-au terminat turtele și s-au trezit mulți că nu mai aveau superproteică, de unde să cumpere. Așa că vă așteptăm mâine să cumpărați. Superproteica este momentul, deja suntem pe 6 februarie, da? Vă așteptăm la turte. În partea asta avem magazinul apicultorului cu tot inventarul apicol. Se descarcă, se aranjează marfa. Toată lumea muncește la acest târg. Hai Ștefane să vedem și dincolo. La prietenii de la Dej. Aici la fel se instalează porturile. Asta putem că nu s-au oprit circulația aici normal. Spațiul este generos. Calumna pentru toate firmele. Au venit și cu faguri și boștinare, mâine vine și rășcanul. În general, deci toate firmele, credeam că o să vină numai din estul României, dar vedem că avem și de prin vest firmele din România, au sosit la Râmnic. Ce vreau să vă precizez este ediția cu numărul 10 a târgului de la Râmnicu Sărat. E o ediție de sărbătoare și suntem siguri că și vremea va ține cu noi. Va fi foarte, foarte bine. Bineînțeles, pe lângă târg, mâine seară vom avea și balul apicultorului. Balul apicultorului, așa cum v-am învățat, în fiecare an organizat la pensiunea Rustic. Cine vrea cazare la fel, găsește la pensiunea Rustic cazare. Dragilor, cam asta e treaba. Suntem pregătiți. Mâine vă aștept la un vin fiert și la un babic de Buzău. Să gustăm un babic și un vin fiert și, bineînțeles, celebrele produse din stupina Laurei. Dragilor, vă aștept mâine la târg!